prietenilor, după cum vedeți, am venit să cumpăr țiglă. Ia uitați, tondac, plin de tondac, Wemberger, tondac, ia uitați-vă, vedeți-o? Teracotă, țiglă teracotă. Nu știu care, dar au zis că cea mai bună, că trebuie când îți cumperi țiglă. Iani, am vrut să iau țiglă din asta, nia. Dar, cum să zic eu, au zis că trebuie să aștept foarte mult până îmi dă țigla. Și atunci, nu vă uitați că îi înțelegeți, ce trebuie. Atunci am zis că eu, deci nu era problemă de bani, dar nicum e, vezi-o? Ia. Și atunci am zis că iau o țiglă, am zis, domnule, mie îmi dai casa care... Căsuța moțească care mi-o face vodă construct. Omul lucră cu material serios, capabile pentru a rezista la intemperii, de gradul, frig, căldură, chiciură și alte intemperii cețoasă. Deci ca să nu... Ni, uitați-o, m-am oprit în fața ei. Ia, o vedeți? Uitați cum se uită românii. Nici cum se uită românii, ni. M-am oprit în fața ei. Acum, uitați-vă ce rezistență are. Vedeți-o? Ni. Ni. Uitați ce rezistență are. Și vreau să vă spun că această țiglă, pe timp de vară, acumulează căldura și o absorbe și o ține înăuntru ca și un acumulator de energie. Ca și o baterie la mașină, ai văzut? Ai oprit mașina și după un timp îi dai drumul la mașină și pornește mașina. Nu, așa e asta. Acumulează căldura pe timp solar. De vară, special. Iarna degajă căldura din iep, în pod și în tavan, direct în oprolic, în casă. Înțelegeți? Și vara e căldura, dar în casă îți bagă răcoare. Te rocorește, înțelegeți? Să moară din ciudă ăștia cu lumina! Să moară din ciudă ăștia cu lumiile! Și uitați-vă, natural, argilă dă tonul. Creaton, vedeți? Doamne ajută! Și uitați ce come! Ni? Nu așa? Apoi poți să cânti Murgulescu cu comă rară. Înțelegeți? Ia! Comile de aici în șacolo. Nilias. Vedeți? Vă arăt și hârtia. Vă arăt și hârtia. Oameni buni, ca să înțelegeți cum stă treaba. Știți cât e o bucată din asta? Înțelegeți? O bucată din asta nici nu are rost, ca să vă zic. Ni. Sols Cedonia. Sols Cedonia. Dar nu cred că e Sols Cedonia mea. Nu cred că e Sol Cedonia, nu-i vedeți unde ești? Ia. Am zis să-mi fac un pic de din ăsta și... Cum se numește asta care am? Sol? Sigle Sol Creator 18x38. Dar cum îi zice numele? Numele, cum îi zice la țiglă? Sol Creator. Cât Sol Creator? N-ar, am crezut că am văzut aia Cedonia, nu-i Cedonia. Biber. Sors Bibe mâncava așa. Înțelegeți? Da. Și are ceva funcții... O țiglă specială. Da? O țiglă specială, după piața lor actuală, da, e cea mai bună. Da? Da? 50 de ani garanție? Da. Să trăiesc eu încă atâta. Înțelegeți? Am înțeles că acumulează ceva energie pe timp, e vară, o degajă iarna în casă, în pod, în din ele. Acumulează ceva energie pe timp de vară, o dă iarna în pod, nu mai trebuie să le faci ciudă la astea cu curentul, cu lumina. Să uite lumina. Da. Da. Domnilor, după cum vedeți, portofelul e aici, cardul e acolo, mă să plătim. Oare nu știu să iau și hor, alea, cum îi zice, pe unde cură apa.
Aia după trebuie, așa, da. Eu le-aș lua amul să nu-mi pierd banii la pariuri sportive. Și pe cânele și pariuri sportive. În seara asta joacă o groază de echipe. Joacă și echipa voastră, Sepsi. Păi, nu sunteți unguri. Nu? E? Plata să facem partea alaltă. Da, 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 nu mă fac o aici, ele nu cum să faci, trebuie să fac. Da, 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 ok. Noi am dat la sol, sol, la papo, eu că zi, că zi, chiar o pot, e aici că s-a mă mai jucat. Da, da, te rog. Să-l ajeți. Gold. Gold, e cel mai tare. Uitați cu ce plătesc. Ăsta-ți dă rețeta sănătății. Calitate, preț, sunt cele mai bune, singurele... Nu, ăstea sunt făcute în Suedia, da, de la Lidl. Gheaburi și burlane, dar haide să fie dată pe până. Dar mie numai burlan îmi trebuie. Gheab, a, gheab, burlan. Ia. Astea-s? Da. Așa mici-s? Astea-s burlane și astea-s gheabele. Da? Da. Prietenilor, uitați-vă și zgheaburile cu burleneală. Înțelegeți? Ia. Mamă, deschide cu o cărămidă de asta, te rupe. Da, domnule, de la Lindab. Îs bune astea? Foarte mult. E singurul care s-a făcut în Suedia. Da? El ca să face la noi. Astea ce îs? Am văzut cămăruțele astea. Ce sunt astea? Astea sunt făcute așa, monstru. Da, monstru? Da, de ce? Stai că vine omul și spune acum. De 2 jumate și 1,70 m. Yes. Da, dar îs yes. Din alea groase astea? De 3,6. E 36,6. Da. Ha? Cam cât? Cât e un panou de ăla? Cât e un panou? Din cam, nu le știu, cam mii de produse. Da? Nu știu, dar zic prețul acum, în calculator, nu? Aha. Îmi zici acum prețul și ăstea ce sunt? Ver, astea nu mă atrepeam, ăstea. Aha. Dar astea sunt mai... Da? Aha. A, păi să zic că aveți cât e unul. Bine. Până într-o 100 de lei. 70-80. Zice că e 70-80 de lei. Unul? Da. A, păi mâine mă duc acolo sus. Bine. Hai că ne auzim mâine. Ceau. Bine. Pompa. Dar ăsta din ce îi? E vopsit, e plastician. No, prietenilor, ia uitați-vă, dacă vrei ca să-ți... Am strâns-o de gât, ia uitați. Am strâns-o de gât. 200 de milioane. Vedeți? 200 de milioane. Ce-i? Motocasca, motofoi de acoperiș, comă, țiglă, clemă, bandă, cui special, folie hidro, transport, numai transportul, nu știu cât mi-a pus transportul, în fine, ori 50, ori 4, dă-i mă, și Europalet, iar pe 7 milioane euro paletul, ai de capul și de zilele mele. No, faceți-vă căsuță. Înțelegi? Și stați să vedeți cât e mai vin la căsuță. Deci e foarte mult. E foarte mult, dar să știți că vei fi foarte, foarte mulțumit. De, uite-te. Mă urmăresc ăștia de numai. Și am venit din coace la Hrombau, mâncați așa. Ia uite ce garduri au. Noni, fiți atenți ăștia, numai să-l iei și să-l prinzi. Dar e subțire. Problema e că subțire.
Înțelegi? Ia. 1.600.000 e un panou din ăla. 170 ori 250. Ai de capul meu. Ui. Cine-i la garduri? Cine-i la garduri? 79 panou din card. Nici 79 de lei. 120 pe 250. A? E extraordinar. 153. 103 lei. Păi și pe unde mă duc să pun mâna să văd? Aici, în casă așa. Ui, ce tare, ui, dar nu cred că e din ăsta, bă, omule, bă. Ai de capul meu. Nii, mă. Ai, nu, unul de ăsta îmi trebuie mie, gardia ăsta. No. Eu pus ureche în sârmă să dau o groază de bani pe sârma aia. Ne. Oare cine-i cu gardurile? Păi, ce-o explicație? Că nu mă pricep, eu vreau să-mi cumpăr, dar nu știu. Mă ajuți? Ești de aici? Să spun eu. Care plată dorești, are cu fiecare. Are cu... Da? Păi fii atent, îmi trebuie de 2 metri jumate. Da, este. Păi mă gândesc că este și 1,70 m înălțime. 2 jumate înălțime. Ia uitați-mi și acolo, că scrie frumos. Uită, ăsta nu e. Ia. Asta? Da. Aia de acolo e aia. Deci... deci nu-s gardurile alea de acolo care spusă pe ele. Nu. Acolo lispodurile la aia, aia și așa. O, și tălhar, eu am căzut ca ele stari. Dar auzi, stâlpi de fier cu talpă, unde găsesc? O zis că este aici. Acolo stâlpi. Aia, dar nu-s cu talpă. Dacă le pune. A, le pui eu. Ăștia-s numai stâlpi. Aha. Aici deja îmi trebuie sudor? Îmi trebuie. Ia. Îmi trebuie sudor, deci... Ia. 130 de lei. 2... 50... Ureche... Ăsta-l iau.